grupul de acțiune locală ați reușit achiziționarea acestei mașini extrem de importante cu fonduri europene. Câteva detalii vă rugăm despre dotare și despre motivația existenței ei în UAT Todirești. Da, după cum știm cu toții, comuna Todirești este o comună destul de mare, cu 6103 hectare și 2500 de gospodării. Avem deja o mașină de pompieri, dar este veche, din 1979 și, ca să spun, era din ce în ce mai dificil să ajungi în timp util la un incendiu. Atunci a fost util și necesar să achiziționăm această mașină prin Galo, Cetatea Sucevei. Bineînțeles că în Galo am lăsat oportunitatea și tinerilor întreprinzători ca să acceseze fonduri europene, dar și noi am achiziționat această mașină, 50% bani din fonduri europene și 50% din bugetul local. Cum spunea Neaion, un mai hâtru, ca să spunem așa, să dea Dumnezeu să o folosim doar la uda florile, dar, după cum s-a dovedit, a fi foarte utilă și într-un incendiu, a ajuns foarte rapid și a limitat spre minim chiar pierderile din incendiu de la gospodăria respectivă. Nu mai spunem de pierdere de vieți omenești, ceea ce nu s-a întâmplat și nici nu ne dorim. Deci este foarte utilă pentru comuna noastră mare și frumoasă. Suntem în piața centrală, domnule primar. Arată cum nu speram, pentru că am fost și cu câțiva ani buni în urmă. Era șantier, mai întâi era proiect, apoi era șantier. Acum, iată, de ceva vreme, de câțiva ani, e deschisă publicului. Câteva cum? Da, pe acest loc a fost vechiul cămin cultural al satului Todirești. L-am demolat în 2013. Într-adevăr, cum spuneți, era șantier, pentru că era organizare de șantier la modernizarea drumurilor din comună, dar am gândit și am făcut bine că am lăsat această oază de verdeață, ca să spunem, pentru că avem clădiri, blocuri, primăria, școala și căminul cultural, după cum am văzut, îl construim într-o zonă mai largă din imașul comunii, că îi trebuie spațiu mult mai mult, iar aici am făcut grădină de vară pentru cei mici, adulți, ai noștri părinți, pentru toți, ca să beneficieze de un moment de recreere, un moment de... Ieri după amiază eram aici, am stat până mai târziu la primărie, că am avut un control de la Curtea de Conturi și copiii, o gălăgie, se simte viața, e frumos. Copiii au unde să se distreze, o să amenajăm și cu un topogan și cu tot ce au nevoie. În schimb, în perioada de vară, toate manifestările de la școala copiilor le facem aici, inclusiv festivalul la Leaua Pestriță a avut loc aici. Deci beneficiază de la cel mai mic până la cel mai mare de frumusețea parcului, zic eu. Cred că după ce o să mai crească copacii, o să aibă să stea și la umbră mamele și bunicii copiilor care vin să joace în grădina de vară de la Todirești. Și porniți plugul Feți Frumoși. Este tot aici, își are deschiderea, adică pe scena amplasată în Parcul Central. Așa este, da. În 2013 am început cu acest festival Porniți Plugul Măi Flăcăi al comunei Todirești, al tinerilor și adulților din comună. În cadrul acestui festival arată tot ceea ce este mai frumos din datinele străbunilor noștri, din obiceiurile de iarnă, urături, malancă, colindă. Avem și un grup, un cor, să spunem, bărbătesc, compus din adulți din comuna Todirești. Am auzit colinde cum nu le-am auzit de când eram copil mic, să spunem. Este frumos că se păstrează aceste datini și obiceiuri și atunci am creat și acest spațiu în exterior ca să fie frumos pentru a ne etala tot ceea ce avem în comună și trebuie să păstrăm, să nu le uităm. Suntem la școala centrală din Todirești, se întâmplă anvelopare exterioară, dar nu numai, e vorba și de o reabilitare mult mai completă. Așa este, că după cum am mai spus de multe ori,
școlile noastre încă erau cu toaleta în spatele curții. Și atunci nu ne-am lăsat până nu am reușit să obținem finanțare prin PNDL, un program foarte bun pentru dezvoltarea satului românesc, dezvoltarea școlilor. Și atunci acest proiect are reabilitare, modernizare și dotarea școlii gimnaziale Todirești într-o valoare de 24 de miliarde de lei vechi. În reabilitare, adică reabilitarea conține o toalete noi, încălzire centrală, tot mobilierul schimbat, tâmplărie schimbată nouă, anvelopare termică, totul nou pentru copii, inclusiv pentru grădiniță, toalete cu vase WC speciale pentru copilași și mici. Și cred că chiar ieri discutam cu constructorul, am fost la minister, am adus o nouă tranșă de plată pentru ei și suplimentează forțe ca pe 1 septembrie anul acesta copiii să intre în casă nouă, cum se spune. Văd și extindere de corp, văd o aripă nouă, nu foarte mare, cu o lățime de vreo 10 metri. Care este motivația ei? Da, aceste extinderi, una este pentru toalete, pentru parter și etaj, pentru băieți, fete și profesori, iar cealaltă din spate, care nu se vede de aici, este pentru toalete, pentru grădiniță și centrala termică. Extinderile sunt necesare pentru că, după cum știm, normativul nu permite să facem toalete în clasă, ar trebui să schimbăm structura de rezistență și atunci s-au făcut extinderi pentru aceste toalete. Este binevenit, copiii o să aibă condiții de anul 2020 să nu mai fie cum erau până acum. Și cu autorizație sanitară de funcționare. Da, bineînțeles, toate vor să beneficieze, o să aibă autorizație sanitară, autorizație de funcționare de la toate forurile superioare care trebuie să le avem. Aceste autorizații sunt necesare pentru că presupune că gradul de civilizație este la momentul și anul în care ne aflăm. Domnule primar, suntem la una dintre construcțiile impozante ale comunei Todirești, un centru cultural aflat acum în stadiu de șantier la roșu, cu termen de finalizare, am înțeles, 2021. Vă rugăm să ne dați câteva detalii și, practic, ce va conține acest centru cultural. Da, această lucrare, ca și pe lângă celălalt, este și asta o lucrare de suflet. Spun de suflet pentru că din anul 2012 am umblat pe la ușile ministerelor ca să ni se aprobe construirea acestui centru cultural. Am reușit până la urmă. Nu vă ascund faptul că acum 2 ani a câștigat licitația o firmă, bineînțeles nu-i dau numele, de pe la București. Ne-a încurcat un an de zile, n-am mai avut muncitori, nu știu care au fost problemele lui. S-a reziliat contractul, s-a reluat licitația, ne-a întârziat cu un an, dar totdeauna are și un, orice lucru, are și un caz fericit, că am nimerit o firmă foarte bună de pe la Bistrița, a lucrat și în perioada de pandemie, am sfătuit patronul firmei să angajeze muncitori de la noi din comună, ceea ce a și făcut. Odată oamenii câștigă pentru că rămân bani în comună, ca să spunem așa, șeful de echipă câștigă undeva la 1000 de euro în mână cu carte de muncă, este foarte bine și pentru familiile oamenilor noștri din comună. Plus că, ziceam, în perioada de pandemie nu a trebuit să vină cu declarații de la Suceava, nu poate veni filtru, poliție. Oamenii localnici au lucrat tot timpul, cu distanțare, că oricum în șantier nu poți lucra apropiat unul de altul și s-a lucrat continuu. După cum vedeți, ei sunt în avans cu lucrările, pentru că, au zis, în perioada de iarnă nu știm cum va fi. Iarna trecută doar 3 săptămâni au oprit, în rest au lucrat continuu. Este un centru cultural
finanțat de Compania Națională de Investiții București în totalitate. Nouă ne revine doar cheltuiala cu utilitățile, oricum pentru bugetul comunei noastre este destul de costisitor, utilitățile și amenajarea exterioară, pentru că deja lucrăm la un proiect pentru pavaj, parcare și spații verzi, că așa e șade bine unui centru cultural, trebuie să facem și o rondouri de flori, un spațiu verde frumos pentru a fi arăta bine. În acest centru cultural va ființa și sala de spectacole, de manifestări cultural-artistice, dar și muzeul satului și biblioteca satului. Iar sus, după cum vedem în turn, va fi o esplanadă, un belvedere de unde să copiii vor urca pentru fel de fel de manifestări și să vadă de la înălțime întregul sat. Un proiect ambițios până la urmă, se va termina în 2021 cu un proiect în valoare de? Da, finalizarea lui trebuie să fie în vara anului 2021 și valoarea este undeva la 62 de miliarde de lei vechi. Suntem în satul Soloneț, un cartier nou cu case parcă scoase acum țiplă. De fapt, e vorba despre o extindere a unității administrativ-teritoriale în baza unei legi. Mulți oameni au fost interesați de prevederile acesteia. Vreau să vă rog să ne dați detalii. Da, în această zonă a satului Soloneț, înainte de a veni la primărie, s-a parcelat doar zona din față de aici, câte 10 ani, pentru tinerii căsătoriți, pentru tinerii care se întorc din străinătate. După aia s-a aprobat un proiect de asfaltare a drumurilor prin fonduri europene, adevărul este de primarul dinaintea mea, eu l-am pus în aplicare și după aia au fost multe cereri din partea tinerilor, văzând că se și asfaltează drumul. Am parcelat și celelalte zone, atât pentru terenuri la concesiune, cu 50% avans și 50% în rate pe perioada de 25 de ani, câte o rată pe an, fără dobândă, dar și pentru tinerii care nu au posibilități financiare de a-și cumpăra terenuri, conform legii 15 pe 2006. Și am parcelat și zona din spate cu suprafețe de 5 ari pentru tinerii care nu au posibilități financiare, conform legii 15 pe 2006, parcele atribuite gratis pentru tineri, doar ca să-și poată să-și construiască o căsuță. După cum se vede, au început cu construcțiile, unii chiar și locuiesc. După cum știm, utilitățile sunt imperios necesare, așa că am făcut din bugetul local și o extindere de rețea de alimentare cu energie electrică. Totodată nu pot să stea seara sau noaptea pe întuneric și atunci am făcut și iluminatul stradal pentru tineri. Să spun, este o zonă, un cartier nou, o zonă nouă pentru tinerii care se întorc din străinătate și cei din țară. Tineri gospodari, harnici, agonisesc bani în străinătate, vin și investesc la noi pentru că aici s-au născut și aici vor ca să-și trăiască viața și să-și educe copiii. Atunci noi suntem obligați și avem datoria de a-i ajuta, sprijini și a le pune la dispoziție utilități și cum putem să-i ajutăm, să-i sprijinim. Care a fost aportul Consiliului Local în dezbaterea acestor lucruri? Că nu au fost chiar așa simple treburile. Și doi, cum a fost relația cu EON? Pentru că nici acolo treburile nu merg foarte rapid. Da, așa este. La EON, vreau să-mi aduc aminte, pentru că pe lângă faptul că am făcut aceste rețele din bugetul local, consilierii, vreau să spun că au fost toți întotdeauna de acord, indiferent de culoare politică, toți am pus umăr la umăr ca să ajutăm tinerii și toți consilierii am pus umăr la umăr ca să fim de acord pentru hotărâri de Consiliu Local pentru aprobarea
proiectelor, dar la EON, pe lângă faptul că am făcut aceste lucrări din bugetul local și după aia le-am dat lor în folosință gratuit, Bașca ne-au mai luat și o grămadă de taxe și avize. Ne-a costat undeva la 20% am cheltuit pentru taxe și avize, ceea ce nu mi se pare ca să fie, pe lângă faptul că le-o facem și le-o dăm lor, dar asta e legea la noi, nu avem ce face, oricum tinerii nu pot să stea pe întuneric, așa că trebuie să le punem utilități la dispoziție și o vom face în continuare. Aici avem câteva cifre, câte sute de metri sau kilometri de rețea și drumuri și electricitate. Da, proiectul de asfaltare a drumurilor este mai mare pentru că cuprinde toate satele comunei Todirești, dar în zona asta a fost de aproape un kilometru, să spunem doar zona asta, drumul asfaltat, iar rețeaua electrică a fost de 1,2 km. Acum mai avem și în partea din spate încă două drumuri noi care am început toamna trecută să le amenajăm, să le pietruim și vreau ca să facem și acolo, vedem ori din bugetul local sau să accesăm un nou proiect, fie pe fonduri europene sau guvernamentale, să putem moderniza și accesul pentru tinerii din celălalt rând, în rândul al doilea. Spuneați că proiectul la nivelul UAT-ului este mai mare. Ce înseamnă asta? Proiectul de electricitate. Da, pentru că după cum știm, în toate satele comune, adică în Soloneț, Costâna și Todirești, avem case noi construite, avem parcele concesionate sau atribuite gratuit, și atunci trebuie să le oferim tinerilor și utilități. În Costâna, spre exemplu, avem două extinderi din bugetul local, două extinderi de alimentare cu energie electrică și iluminat. Una chiar în primăvara aceasta am pus-o în funcție, acum au început casele și tinerii să se racordeze la energie electrică. Sunt foarte costisitoare, bugetul nostru nu este așa de mare, dar ne axăm pe aceste utilități pentru că este nevoie, cu tinerii au nevoie și ca să-i atragi din afară nu poți să-i ții la felinar sau la generator. Trebuie să le oferi condiții, că toată lumea are mașină de spălat. Dacă în afară au lucrat și au avut condiții bune, este greu să te întorci înapoi și să nu beneficiezi de anumite utilități. Pentru că tot vorbim de utilități, vreau să ne spuneți pe când apă canal, pentru că și asta face parte din portofoliul actului de civilizație, că vorbim de tineri și vorbim de oameni care lucrează în străinătate. Așa este, proiectul de alimentare cu apă este undeva la 82%. Eu sper ca toamna aceasta să începem să racordăm pe satele Părhăuți și Costâna, să recordăm gospodării la această rețea de alimentare cu apă. Totodată am depus de anul trecut extinderea rețelei, pentru că necesarul este undeva la 50 de kilometri de rețea. Noi avem în primul proiect 31 de kilometri și spuneam că am depus la Fondul de Dezvoltare Intercomunitară, dar după cum știm acesta s-a anulat. Am înțeles că vor fi alte finanțări prin POIM, vom vedea că vor fi prin fonduri externe sau guvernamentale. Noi cu proiectul încercăm și îl depunem și într-o parte și în cealaltă, deja extindere de alimentare cu apă și canalizare, pentru că din păcate, când am venit eu la primărie, am găsit multe, multe lipsuri, ca să spun așa, și am vrea ca și acasă să facem multe, dar te întinzi cât ți-e plapuma. Noi sperăm să găsim cât mai multe fonduri și înțelegere la forurile superioare, cum am găsit și până acum, poate chiar și mai bine, ca să putem dezvolta comuna și să ridicăm nivelul de trai al locuitorilor. Așa cum am mai spus și cu riscul de a mă repeta, nu mă obosesc să spun că și acest program național de dezvoltare locală este foarte binevenit pentru dezvoltarea satului românesc, pentru dezvoltarea școlilor, că după cum știm, și oameni de vază vin de la țară,
Așa că din școala de la țară, de la noi, avem profesori buni, elevi buni, dar trebuie să le oferim și condiții. Și spuneam de PNDL 1, PNDL 2, această școală este finanțată prin PNDL 2 cu o sumă de 16 miliarde de lei vechi, care și extindere. Extinderea constă în toalete pe parter și pe nivelul superior, pe etaj, și camera centrală termice. În interior aici s-a scos totul, inclusiv pardoseală, pentru că erau infiltrații de umiditate și s-a făcut ruperea capilarității. Mă rog, procedură tehnică a constructorului și vor fi noi modernizate totul, tâmplărie, mobilier, tot ce trebuie, instalație electrică, încălzire centrală, spuneam, acoperiș și anvelopare termică. La fel spuneam și de celelalte școli și școlile din Todirești, ambele școli din Soloneț. La Soloneț prima școală a fost modernizată prin PNDL 1, dar școala a doua, cea mai mare, cea nouă, ca să spunem, care este construită în anii 70, am semnat săptămâna trecută contract cu constructorul, desemnat în urma câștigării licitației, și va intra școala în reabilitare pe toate trei nivele, parter, etajul 1 și etajul 2, la fel cu extindere, toalete pe parter, etajul 1 și etajul 2, încălzire centrală, anvelopare termic, acoperiș nou, tot ce presupune, inclusiv și dotări, băncuțe și dulăpioare pentru copii, dulapuri și calculatoare, tot ce trebuie când intră copiii în clasă, ei doar împreună cu dascăle să treacă la lecții. La fel și școala din Prhăuț, acum este în momentul licitației. Aici ne-a îndelungat un pic și obținerea avizelor, dar și faptul că dacă intrau toate școlile în renovare, nu aveam copiii unde să-i ducem să studieze în anul trecut școlar. Dar acum, după cum am văzut, am reabilitat căminul cultural de la Prhăuț, așa că dacă școala va începe să intre în reconstrucție, copiii vor studia tot în satul Prhăuț, în căminul cultural. Sunt mai multe săli unde și bibliotecă și aia, chiar dacă două schimburi, dacă va fi nevoie, dar nu îi mutăm în alt sat, la altă școală, pentru că, după cum știm, este greu să duci copiii dintr-un sat în celălalt, așa că vor studia acolo. La fel, spuneam și de școala de la Todireș, școala din satul reședință de comună, să-i spunem așa, suferă, în ghilimele bine spus, a suferit această schimbare în nou, și toate școlile nu vor mai avea WC-ul în spatele curții. Toate vor avea încălzire centrală, toalete în interior, pe fiecare nivel, și copiii, în mai bine de jumătate din ele, vor intra cu începutul anului școlar din anul 2020, din acest an, vor intra în casă nouă.